Acest program informativ este destinat inclusiv pentru persoanele cu deficiențe auditive și de vedere. Doamnelor și domnilor, bun găsit, sunt Eugenia Sârbu și vă prezint știrile. Comisia Situații Excepționale Raionale Nisporeni a creat o celulă de monitorizare a situației privind infecțiile de coronavirus. Astfel, localnicii vor fi informați despre măsurile de precauție pentru prevenirea îmbolnăvirii. Totodată, membrii structurii noi create vor întreprinde acțiuni speciale după ce vor fi luate anumite hotărâri de către Comisia Națională de Sănătate Publică, care urmează să se întrunească într-o ședință. Această celulă de monitorizare a virusului COVID-19 s-a întrunit deja de 3 ori. Ultima întrunire după emiterea hotărârii Parlamentului la ziua de 17. Urmează ca după directivele care au fost date, Comisia Națională pentru Sănătate Publică să se întrunească în prima ședință, vor urma urmează hotărârile de rigoare care vor fi remise către autoritățile publice din nivelul 2 și 1, la care respectiv ne vom întâlni și vom interveni după caz la acele care vor fi impuse pentru ca să luăm hotărârile ulterior în urma situației la zi care va fi în localitățile raionului nostru. Și angajații Inspectoratului de Poliție Nisporeni sunt implicați în măsurile impuse de către autorități. Astfel, aceștia vizitează de cel puțin o dată în zi persoanele care se află în regim de autoizolare la domiciliu. Persoanele care sunt în autoizolare sunt verificați de către angajații Inspectoratului de Poliție o dată pe zi, aleatoriu, pentru verificarea dacă respectă normele impuse. În perioada de 14-16, angajații Inspectoratului de Poliție Nisporeni au atenționat persoanele fizice și juridice despre măsurile care se impun privind prevenirea și răspândirea bolilor epidemiologice. Totodată, polițiștii din Nisporeni au atenționat că în cazul în care oamenii nu vor respecta regimul de autoizolare la domiciliu, aceștia ar putea să se aleagă cu sancțiuni. De asemenea, riscă amenzi și cei care vor prezenta date eronate în fișele epidemiologice. Pentru nerespectarea măsurilor de profilaxie și de prevenire și combatere a bolilor epidemiologice, dacă aceasta a dus în pericol sănătatea publică, persoana poate fi sancționată cu o amendă în mărime de la 450 la 500 unități convenționale pentru persoanele fizice, pentru persoanele juridice, este de la 1000 până la 1500 unități convenționale. Echivalentul la persoanele fizice este de 22.500 lei până la 25.000 de lei. La persoanele juridice, de la 50.000 de lei până la 75.000 de lei. Pentru prezentarea intenționată a unor date false sau incomplete, o refuzul de a prezenta datele necesare pentru completarea fișei epidemiologice, persoana poate fi sancționată cu o amendă de la 450 la 500 unități convenționale. În suma în lei este de 22.500 lei, 25.000 de lei. Autoritățile de la Nisporeni au făcut un apel la responsabilitate și au îndemnat cetățenii să stea acasă pentru a preveni răspândirea infecției cu coronavirus de tip nou. Dragii noștri nisporeneni, mesajul administrației publice locale a primăriei orașului Nisporeni este unul simplu: să stăm acasă. Cum s-a demonstrat prin experiența țărilor europene, dar și a Chinei, doar prin solidarizare și implicarea fiecărui cetățean, noi putem depăși această situație critică. Noi,
mulțumim cadrelor medicale pentru implicare și care astăzi lucrează în regim de urgență. Și vă rog pe fiecare în parte să-i ajutăm și să-i ajutăm de data aceasta stând acasă. Administrația publică locală face tot ce e posibil pentru a înlătura răspândirea lui. Vă îndemn și pe dumneavoastră să fiți înțelegători și răbdători, să trecem împreună de această încercare și cu siguranță după vom rezolva toate problemele care ne stau în sarcină. Vă mulțumim pentru înțelegere. La fel intervenim către toți cetățenii locuitorii raionului nostru, deci să fie toți conștienți și mai mult ca atât să fim solidari în aceste clipe grele, deci în care trece și țara noastră. Acei care vin în țară să respecte la fel în tocmai regimul cum se impune și în alte țări europene de unde vin concetățenii noștri și să nu ascundă deci faptul că au venit în țară, trebuie să respecte atât pe viața și securitatea sănătății sale personale, cât și apropiaților lor. Să nu fie indiferenți, să stea izolați acasă și rugăm foarte mult pe toți ceilalți, deoarece este un regim special, să stea lumea acasă, măcar în perioada care este impusă, pentru a nu da voie răspândirii acestui virus foarte periculos pentru toată populația noastră. Aș propune populației cel mai simplu și cel mai element bună măsură, fiecare să stăm acasă, să nu ieșim în locuri publice și să cât de cât să respectăm cerințele atât de igienă, de dezinfecție și aerisirea încăpierilor care în caz de apariția unor simptome legate de aceste maladii, cum ar fi tusa, temperatura, ar fi bine imediat să apelăm serviciul 112 sau medicul de familie care sunteți dumneavoastră la evidență. Amintim că în data de 17 martie, Parlamentul de la Chișinău a aprobat hotărârea privind decretarea stării de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pe un termen de 60 de zile pentru a opri răspândirea COVID-19. Șaptesprezece persoane din raionul Nisporeni au avut de suferit de la începutul anului în urma violenței în familie. Numărul este puțin în creștere cu un caz față de primele două luni ale anului trecut. Cifra însă este mult mai mare în realitate, întrucât multe dintre victime ascund agresiunea. Oamenii legii afirmă că de cele mai multe ori agresorii se aflau în stare de ebrietate. De către angajați Inspectoratului de Poliție Nisporeni au fost întocmite în baza articolul 78 prim cod contravențional al Republicii Moldova pe perioada anului 2019 53 procese verbale, iar pentru perioada de raport 2 luni 2020 avem întocmite 11 procese verbale. În sensul penal al legii, violența în familie reprezintă acțiunea sau inacțiunea intenționată, care la fel are loc în familie, care are ca urmare vătămarea ușoară a integrității corporale a persoanei. În acest sens, avem obținut rezultate de către Inspectoratul de Poliție Nisporeni la două luni 2020. Am avut înregistrate 6 cauze penale contra familiei și minorilor, iar anul trecut, la perioada de două luni, am avut înregistrate 7 cauze penale. În prezent, la evidența Inspectoratului de Poliție Nisporeni se află 165 de agresori, între care 160 sunt bărbați și restul femei. Pe numele acestor au fost emise în primele două luni ale anului curent 54 de ordine de restricție, cu 6 mai puține față de perioada similară a anului 2019. În cazul stabilirii actelor de violență în familie, organul de constatare sau organul de urmărire penală sunt obligați să dispună imediat eliberarea ordinului de restricție de urgență. Ordinul de restricție de urgență este eliberat de către poliție pe un termen de 10 zile, indiferent de dorința victimei. În procesul supravegherii respectării interdicțiilor aplicate
încălcate prin ordinul de restricție de urgență, angajatul sectorului de poliție în care domiciliază agresorul este obligat de a desfășura vizite inopinate la domiciliul victimei pentru a monitoriza situația dacă agresorul nu a încălcat restricțiile stipulate în ordinul de restricție. La fel, polițistul este obligat să desfășoare vizite inopinate și la domiciliul unde se află agresorul în aceste 10 zile pentru a aduce lucruri de prevenție cu acesta și de a desfășura măsuri de prevenție terțială cu acesta. Această femeie, căreia îi vom păstra anonimatul, la solicitarea ei este căsătorită de 7 ani cu actualul soț. Ea este mamă a 5 copii, dintre care 2 sunt din ultimul mariaj. Femeia recunoaște că îndură periodic umilințele și amenințările din partea soțului. De când au început scenile astea mai violente în familia dumneavoastră? Ca tare vreau să spun, adică violente, ca să concretizez, verbal mai mult a fost. Violență verbală. Ca mereu a fost. Așa e caracterul lui. Adică e repede să sară de pe fix. Adică nu așteaptă, da, foarte repede. Sunt oameni calmi care, chiar dacă s-a spus o greșeală, adică din tăi o analizează, poate întoarce altfel. Băi, dar poate nu e așa, sau poate e așa. Dar la el, pe urmă, după și era scandal, dacă încercam să spun că n-ai fost corect sau nu așa, sau deși mă numește așa. Oricum, el niciodată nu recunoște că greșește. Asta pe mine cel mai tare m-a durut. Amenințări este a... care nu e normal într-o familie să fii cu copii. Amenințări, vorbe urâte, mai ales sunt minori care asistă la așa scandaluri. În toți acești ani, femeia a fost nevoită să îi se supună soțului și să tolereze abuzurile. Însă în februarie curent, aceasta s-a înarmat cu putere și curaj și și-a denunțat la poliție partenerul de viață. Pe data de 22 februarie. Exact, înaintea, tamani era ziua la băietul meu cel mai mare. Nu știu, a servit băutură, eu eram la o vecină că am fost să-i fac o injecție. Și când a venit, s-a început. Fetița nu a rezistat și s-a implicat și ea în ceartă. Adică ajunge, nu mai trebuie, nu se mai poate, așa mai liniștește. Dar asta s-a început pentru că ea s-a implicat. Pe urmă a venit băietul mai mare și el nu a vrut să se liniștească și s-a ajuns până am cu poliția rezolvat. N-am mai putut să răbd atâta. E greu. Da, e foarte greu când te aștepți, când nu te aștepți la unul care ții la el și la care îl iubești și ierți odată, de două ori, păi din octombrie, de când au revenit acasă, numai scandal, numai scandaluri, sărbătorile de iarnă, nu le mai, nu s-a înțeles nimic, absolut. Eu cred că și gelozia este la el, da, pentru că n-a dat eu motive ca să fii gelos, dar omul care are, că asta eu nu pot numi, asta e o boală. Pentru că familia se bazează pe încredere unul în altul. În anul 2008, în Republica Moldova, a fost adoptată legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie, document prin care este introdusă ordonanța de protecție, un instrument care are menirea să protejeze victima. Astfel, legea îi interzice agresorului să se apropie de familie timp de 3 luni. În cazul violenței în familie, victima are posibilitatea obținerii și a ordonanței de protecție, prin care instanța de judecată aplică către agresor diferite interdicții. Ordonanța de protecție se eliberează pe un termen de până la 3 luni, cu ulterioara prelungire a acesteia, dacă este solicitată de către victimă. În anul 2019 au fost elaborate 52 ordonanțe de protecție de către instanța de judecată. În anul curent, perioada de raport, avem eliberate deja 6 ordonanțe de protecție. Pe lângă aceste măsuri de protecție, victimei se mai oferă și consiliere psihologică. Unele cazuri în care sunt
sunt, este sesizat poliția, da? Desigur, încep psihologul activitate cu ea. În primul rând o aduce la ce? Ca să, din blocajul emoțional, da? Ca să înceapă a gândi rațional. În primul rând, ea trebuie să conștientizeze, de ce ea, psihologul vine cu tehnici, de a gândi pozitiv, de a începe gândirea pozitivă și încurajarea ei pentru a face niște acțiuni cât de cât posibile pentru a ieși din situația de criză a familiei în care se află. O aducem la ceea ca ea să-și spună ceea ce are pe suflet, nu haotic, dar așa pe etapele, pe etape. După aceea, noi dăm o răgaz ca ea să liniștească, da? După care facem ședințe de terapie și se numesc ședințele astea terapie cognitivă comportamentală, pentru că datorită acestor ședințe ea începe a gândi altfel, a gândi pentru copiii săi, pentru ea însăși. Potrivit specialiștilor, cel mai des victime ale violenței domestice sunt femeile, în special cele de la sate. Este cel care se iubește foarte mult pe dânsul, da? Anume predomină caracterul narcisismului, după care este, hai să spunem, stare de neliniște, anxios, atunci când el nu poate aduce familiei, da, necesarul de dezvoltare în familie, economic, hai să spunem, egoist, este gelos. Cum este victima? Este atunci când ea acceptă toate situațiile, acțiunile violente, pentru că conștientizează, sau de felul ei este așa învățată, să conștientizeze că alte ieșiri n-are. Ea trebuie să accepte, ea trebuie cunoaște că nu are niște bani strânși ca să ducă în altă parte, da, să achite o gazdă sau să-și întreține copiii. Victima este într-o stare de apatie, da, în care ea are un blocaj, hai să spunem, rațional, este într-un blocaj rațional, da, și el numai pe baza la niște emoții face niște acțiuni. Și cu părere de rău, astfel de cazuri poate să aducă și la niște cazuri fatale. Polițiștii explică că această creștere a numărului cazurilor de violență în familie se întâmplă datorită faptului că victimele reclamă abuzurile și nu le ascund, așa cum făceau anterior. Pentru a reduce cifrele îngrijorătoare, dar și pentru ca toate cazurile să fie denunțate, oamenii legii desfășoară sistematic acțiuni de informare despre acest fenomen în cadrul anumitor campanii naționale. În cazul în care angajatul poliției a constatat un caz de violență în familie, unde avem ca victime copii minori, acesta oferă acestor copilași un ursuleț de pluș care face parte din cadrul campaniei O jucărie pentru zâmbetul copiilor. Oferirea acestei jucării are ca scop restabilirea stării emoționale a copilului care a avut de suferit. Potrivit legislației contravenționale, agresorii riscă muncă neremunerată în folosul comunității de la 40 la 60 de ore sau arest de la 7 la 15 zile. Datele Inspectoratului General de Poliție arată că anual sunt înregistrate aproximativ 3.000 de cazuri de violență în familie. Primul deces de coronavirus a fost înregistrat în Republica Moldova. Este vorba despre o femeie de 61 de ani revenită din Italia. Anunțul a fost făcut de către ministra Sănătății, Viorica Dumbrăveanu. Astăzi noapte a decedat cea de-a doua pacientă care a fost tratată la Spitalul Clinic Republican. Este o pierdere și pentru sistemul medical, pentru că vorbim de o viață umană și sigur că este o pierdere și pentru întreaga societate și pe această cale țin să exprim condoleanțe familiei persoanei vizate
și să știți că suntem solidari și suntem alături de dumneavoastră. Persoana care a decedat este o doamnă de 61 de ani, care avea și alte boli cronice, era persoană cu hipertensiune de gradul 2, cu diabet zaharat de gradul 2. A fost 4 zile și 4 nopți de luptă pentru viața acestei paciente, cu părere de rău, deci la ora 20-45 minute noaptea aceasta, deci acea dată, bolnava a survenit un stop cardiac, deci ea a fost la respirație dirijată 2 zile și 2 nopți, dintre care una și jumătate a fost la intubare. Deci medicii au lucrat absolut cu toate, respectând toate măsurile de protecție. Deci noi suntem gata în continuare să primim mai departe pacienți, sperăm să fie cât mai puțin, dar este o realitate. Bolnava, dată cu părere de rău, a fost o săptămână în sat, după ce s-a întors din Italia, deci după cum după informația noastră, satul de unde origine este doamna este în carantină, dar sunt foarte mulți bolnavi în satul acela, deci la supraveghere. Ministra Sănătății a mai informat că starea de sănătate a 2 persoane diagnosticate cu coronavirus este gravă. Totodată, Viorica Dumbrăveanu a relatat în cadrul briefingului de presă despre o persoană care a dat dovadă de un comportament demn de respect, pentru că a stat autoizolat până medicii i-au confirmat infectarea cu COVID-19. Vreau să menționez că avem un caz ieri confirmat de COVID-19, dar un caz care denotă un comportament responsabil al persoanei. Prin ce? Persoana a revenit de peste hotarele Republicii Moldova dintr-o zonă de risc, persoana s-a autoizolat de cei apropiați, iar mâncarea, produsele alimentare erau aduse și lăsate în poartă. Ea nu a fost în contact cu nimeni. Monitorizarea s-a realizat la domiciliu. Persoana a făcut termometrie, iar simptomatica COVID-ului a apărut peste câteva zile doar. Și ieri a fost, deci după ce a fost testată, când s-a agravat starea sănătății, noi am constatat că este vorba despre un caz de infecție. Iată ce înseamnă izolare și iată ce înseamnă, într-adevăr, să fie respectate recomandările care vin din partea personalului medical. Primul caz de coronavirus în Republica Moldova a fost înregistrat pe data de 7 martie, fiind vorba de o femeie revenită din Italia. Aceasta, în vârstă de 48 de ani, urmează a fi externată în timpul apropiat, pentru că se simte mai bine. O bătrână de 82 de ani a fost găsită fără suflare în propria casă. Tragedia a avut loc în data de 17 martie, în jurul orei 9, în satul Hlina, din raionul Briceni. La fața locului s-a deplasat imediat poliția și medicul legist, care au depistat la podea, în casa victimei, cadavrul cu semne de moarte violentă. Potrivit informațiilor preliminare, femeia a fost strânsă de gât până la moarte. Corpul neînsuflețit a fost transportat la centrul de medicină legală, unde experții vor stabili cauza exactă a decesului victimei. Pe cazul dat a fost pornit un proces penal într-o stabilire a tuturor circumstanțelor. Un grup criminal care se ocupa cu transportul hașișului din Spania în Rusia, dar și comercializarea narcoticilor în Moldova, a fost deconspirat de poliție. Investigațiile pe acest caz au început încă acum 5 ani. Atunci, pe mâna oamenilor legii, a ajuns liderul grupării care transporta 130 de kilograme de hașiș spre Federația Rusă. Ulterior, în cadrul anchetei, acesta a reușit să se ascundă, iar în prezent se află în căutare. Totuși, poliția a reținut pe câțiva membri ai grupării. Lua poliția! Lua poliția! Manipulat! Manipulat! În locuințele acestora, oamenii legii au găsit 4 kg de hașiș în valoare de 400.000 de lei.
arme de foc deținute ilegal și 2 automobile utilizate în activitatea criminală. Acum, 4 dintre suspecți se află în arest. Alți 2 sunt cercetați în stare de libertate, iar capul grupării și încă un complice sunt aflați în căutare. Suspecții riscă să stea în spatele gratilor până la 15 ani. După ce în municipiul Soroca a crescut numărul cazurilor de infecții cu coronavirus, a fost demarată acțiunea de dezinfectare a străzilor. În același timp, muncitorii de la secția de înverzire și amenajare acționează în parcuri și zone de agrement. Aici sunt dezinfectate balustradele, băncile și terenurile de joacă. Stropiem cu soluții ca să omorâm toți microbii ăștia și să totul pentru sănătate. Până la masă am stropit la Soroca Nouă, la astea, parcul a copiilor astea, deschid plășeațe, să cum să spun, astea. Tăti lavăcerile, până acum când am stropit de la Soroca Nouă, Stanovșile este, cum să spun, opririle de autobuzuri. Și am ajuns până la Rogo, până la Modern, cum se spune aici la noi, și am făcut ca totul aici la tot parcul. La dispoziția doamnei primar, astăzi a fost pus sarcina către servicii de amenajare să dezinfectăm toate locurile publice a municipiului Soroca. Deci am început cu parcul de la Soroca Nouă, s-au dezinfectat toate terenurile de joacă pentru copii, opririle. Acum, la moment, se lucrează în parcul Grigore Vieru, deci merge spre finisare și tot așa merge mai departe toate parcurile și toate opririle din oraș. Totodată, de către serviciu, merge mașina specială Iveco, care stropește drumurile în oraș cu soluții de clor. Dar mai bine fi ca oamenii stăie acasă, nu stăie prin parcuri, că dacă deoarece este așa, asta e slujba noastră, suntem nevoiți ca să facem starea sanitară a orașului, dar pentru toată lumea e de recomandat ca să stăie acasă, să nu se mulțească virusul. Pentru informarea cetățenilor privind prevenirea infecției, primarul municipiului Lilia Pilipețchi a venit cu un mesaj vocal care este difuzat pe străzile din oraș pe parcursul zilei. Așa de reduce riscul infecției. Cei reveniți în țară, autoizolați-vă 14 zile. Sunați 112 dacă aveți febră. La data de 16 martie, pe teritoriul raionului Soroca au fost confirmate 3 cazuri de COVID-19. Totodată, semne de infecție virală acută mai prezintă o persoană revenită recent din Franța. Un autocar cu moldoveni care venea din Rusia a fost însoțit de escorta poliției din Ucraina până la frontiera din Moldova. Presa din Ucraina informează că în autobuz erau 58 de cetățeni ai Republicii Moldova. Deși traversarea frontierei ucrainene de către străini este interzisă din cauza coronavirusului, autoritățile din Ucraina au decis să permită autocarului să treacă granița, iar moldovenii să ajungă în siguranță acasă. Astfel, aceștia au fost însoțiți de escorta poliției și o ambulanță până la hotarul cu Republica Moldova. Ulterior, au fost predați autorităților din țara noastră. Militarii din cel de-al 12-lea contingent al Armatei Naționale, care se află în operațiuni de menținere a păcii KFOR din Kosovo, continuă executarea misiunilor. Aceștia desfășoară activități de patrulare în regiune, pază a obiectivelor strategice, serviciu la punctele de control și trecere, precum și cercetarea genistă a teritoriului. În contextul situației cauzate de noul coronavirus, locotenentul colonel Ion Cozaru a transmis un mesaj video. Chiar dacă suntem la datorie departe de casă, suntem îngrijorați de pandemia cu care se confruntă o lume întreagă, inclusiv Republica Moldova. Noi suntem bine, iar celor dragi le transmitem.
Fiți responsabili și respectați cu strictețe cerințele specialiștilor. Doar împreună vom combate acest virus. Contingentul KFOR 12 este format din 41 de militari profesioniști, dintre care 7 geniști, un pluton de 33 de infanteriști și un ofițer de stat major. Contingentul a plecat în Kosovo în luna decembrie 2019 și se va afla acolo până în iunie curent. Doamnelor și domnilor, atât pentru această oră. Știrile noastre le puteți urmări și pe site-ul albasat.md, pe canalul nostru de YouTube, dar și pe pagina noastră de Facebook. Numai bine!